Știi, despre omega-3 să știi, sunt cercetări și se cunoaște despre acest produs de mai bine de 50 de ani. Și în ultimul timp observăm că tot mai mult se pune accent chiar pe aceste produse, pe suplimente. Și asta ne bucură foarte mult că oamenii încep să fie mai deschiși chiar și la noi, să fie un pic mai receptivi la ceea ce privește astfel de produse, fiindcă ele sunt produse naturale, nu sunt medicamente. Este un supliment la mâncarea care o avem zilnic. Și beneficiile la omega-3 sunt foarte multe. Dacă măcar un pic am ține cont de ele, am ști ce ratăm dacă nu luăm un astfel de produs. Și anume, ajută în procesul de slăbire. Sunt foarte multe persoane, mai ales această schemă este destul de actuală în rândul la mare majoritate. Și vor să slăbească. Iar când le propui un astfel de produs, ei se tem că mai tare o să se îngrașe. Omega-3 nu îngrașe, el din contră ajută la procesul de slăbire. Pentru că el ajută și la scăderea colesterolului rău din sânge și Adriana, tu te auzi mai slab, nu știu care e situația. Dacă am o să o liniștim. Da. Așa. Deci scade colesterolul rău din sânge și crește colesterolul bun din sânge. De asemenea, contribuie la o bună funcționare a inimii și a sistemului cardiovascular. Întărește sistemul imunitar, atât la adulți cât și la copii. Reduce nivelul markerilor din sânge la cei care au diabet. Susține sănătatea oaselor. Este un bun antiinflamator. Ameliorează problemele legate de piele. Reduce chiar și problemele psihologice legate de depresie. Diversifică flora intestinală și favorizează apariția bacteriilor bune în intestin. De asemenea, combate bolile de piele și protejează de razele ultraviolete, mai ales pe parcursul verii, știi că sunt destul de nocive și pot provoca și chiar apariția anumitor boli. Și iată că omega-3 contribuie la întărirea sistemului Da, din nou se pierde sunetul la tine, nu știu care este cauza. imunitar. Trebuie să vorbești, începi să vorbești tu, să trece sunetul și eu pot continua. Ne-am dialog, da. Da, să nu fie o singură voce. Da. Un beneficiu la acest produs mi-a părut foarte interesant și anume apariția bolii lupusul. Să știi că tot este o boală foarte rară și un astfel de produs consumat zilnic poate să aibă un astfel de beneficiu. De asemenea, ameliorează durerile menstruale, ameliorează problemele legate de organele respiratorii, reduce chiar și riscul de apariția celulelor canceroase, tratează poliartrita și dezvoltă intelectul. Dezvoltarea intelectualității ar trebui să fie primordială în rândul copiilor. Și să știi că în țările Scandinavie chiar statul se preocupă de acest lucru și este prin program de stat este introdus în alimentația copiilor acest produs omega-3 începând chiar cu vârsta de 6 luni și până la împlinirea a 3 ani de zile. Da, mămicile sunt susținute și sunt finanțate din fondul statului cu bani pentru a putea să consume copiii acest produs, pentru că suedezii țin foarte mult la dezvoltarea intelectualității generațiilor viitoare. Și asta e un lucru foarte bun și ar trebui să fie un model și Da. pentru noi. Și pentru statul Republica Moldova, da?
Cu adevărat, cu adevărat acum starea sănătății copiilor este pe, în primul rând, pe umerii părinților, fiindcă deja sunt foarte multe cercetări și dovezi cât de mult influențează stilul de viață și, în primul rând, alimentația. De aceea nu putem lăsa doar pe umerii medicilor starea noastră de sănătate ca populație, dar este nevoie să facem anumite schimbări în comportamentul nostru, în ce accente punem, da? În alimentație, cum ne petrecem timpul liber. Sunt momente care influențează foarte mult starea noastră, atât emoțională cât și fizică. Și este important ca să înțelegem aceste momente și unul din aceste momente este cu adevărat omega-3, fiindcă Adriana cred că a enumerat vreo 20 de beneficii care pot schimba foarte mult starea noastră de sănătate. Dar să vedem... Nu sunt astea toate, la sigur pot fi și mult mai multe, dar în linii generale, adică are destul de multe beneficii ce ține de toate organele interne și ce ține chiar și de aspectul exterior și creier. Da. Nu știu dacă am menționat creier, dar ce ține de intelectualitate, evident că ține și de creier. De creier, da. De ce el este foarte important pentru a fi consumat de copii și nordicii din acest motiv suplinesc alimentația cu omega-3. În genere, pentru copilași este o doză mai mare care se recomandă, dar foarte, foarte important este momentul cum alegem omega-3, fiindcă sunt diferiți producători, sunt diferite tehnologii de producere ca și altor produse și noi știm cât este de important brandul, cât este de important filozofia companiei, da? De unde procurăm anumite produse. Și țara producătoare. Ce are la bază, exact cum vorbim despre o persoană și mai ales în localități, da? Întreabă, dar cine sunt părinții? Exact așa, când vorbim despre un produs, este foarte important ce nume poartă acel produs, de cine este creat și în ce țară este creat. Dacă noi vorbim despre omega-3, pe care l-am ales eu, pe care l-a ales Adriana și încă multe alte persoane, vorbim despre omega-3 creat în Suedia, din seria Wellness by Oriflame. Oriflame este compania care a susținut acest proiect de cercetare și suntem compania care doar promovăm, da, produsele wellness, dar ca concept, ca idee și ca persoane care lucrează la acest proiect sunt o echipă de medici cu renume mondial în frunte cu Stig Stern. Și acum avem posibilitatea, datorită Google, datorită internetului, să putem verifica orice informații care o primim, da? De aceea vă îndemn cei care sunt online și ascultă pentru prima dată despre seria Wellness, chiar să verificați cine este Stig Stern și de ce noi ne mândrim atât de mult că el face parte din echipa. De fapt, el a fondat acea echipă de cercetători, nutriționiști, cardiologi, pediatri, fiindcă sunt 12 medici care lucrează asupra seriei Wellness by Oriflame. Și dacă ne întoarcem la omega-3, este foarte important de studiat sau de analizat din ce resurse se extrage acel omega-3 pe care noi decidem să-l folosim. Fiindcă despre beneficii deja am discutat, da, sunt destul de multe beneficii, dar să vedem și la ce moment trebuie să atragem atenție atunci când selectăm un produs din omega-3. În primul și în primul rând trebuie să înțelegem din care sursă, da, se extrage produsul de omega-3, fiindcă sunt producători care folosesc, care extrag omega-3 chiar din ficatul de pește, da, sau din grăsimea abdominală.
Dar noi știm că anume în aceste, în grăsimea abdominală și în ficat, ficatul de fapt este filtrul principal al corpului oricărei dietăți și acolo se depozitează și cel mai mare cantitate de metale grele și de alte impurități, de aceea automat acel produs poate fi de o calitate nu prea bună. Oriflame a ales metoda de extragere a uleiului de pește chiar din trunchiul de pește, adică însăși din pește, din carne de pește, da? Și au selectat să extragă din peștele mic din Oceanul Atlantic. De ce este important să fie din soiuri de pește de dimensiuni mici? În primul rând, ele mult mai repede se regenerează. Alt factor este că nu este lăsat pește de volum mare, ei au nevoie și de o anumită perioadă de timp pentru a ajunge la o anumită dimensiune, da? Dar aceștia micuți cresc mult mai repede, sunt mai tinerei, da? Și petrec mai puțin timp în apele poluate. Totodată, compania Oriflame, tot uleiul de pește, nu contează care îl folosim noi, în formă de capsule sau lichid pentru copii, el trece 5 etape de purificare. Printre care este purificare de metale grele și de alte impurități, folosind anumiți absorbenți care și oferă chiar o luminozitate a acelei capsule sau acelui ulei, da? Fiindcă el este pur. Este o altă etapă de înghețare și în această etapă este eliminat și sterinul. Sterinul este așa un component în ulei care poate fi și în uleiul vegetal, cum ar fi ulei de măsline, și cum se vede el dacă este purificat sau nu, atunci când depozităm uleiul de măsline în beci sau în frigider, noi observăm că se lasă anumit cristale, da? La fundul sticlei. Se cristalizează. Da, se solidifică, practic, se face mai solid. Atunci când este extras acest component, el rămâne sub formă lichidă și asta noi putem să observăm la omega-3 lichid pentru copilaj. Eu de exemplu, l-am scos acum din pește și adică sunt aceeași consistență de lichid, adică nu e că s-o îngroșat mai tare. S-o îngroșat sau altceva. Totodată trece și prin o etapă de standardizare, care se verifică cantitatea de componenți cum ar fi EPA și DHA, un moment foarte important atunci când selectăm omega-3, fiindcă pe sticlă poate fi scris omega-3, dar să nu fie indicat conținutul de aceste două lanțuri de EPA și DHA, fiindcă anume acești doi componenți face deosebire dintre uleiul vegetal și uleiul de origine din pește, da? De origine animală, și anume acești doi componenți au aceste beneficii pe care tu le-ai enumerat. Fiindcă forma vegetală are ala, da? Are lanțul ăsta mai lung și este cu deosebit față de aceste două lanțuri, EPA și DHA, și presupune și o asimilație de către corpul nostru mult mai înceată, dar contează foarte mult ca anume acești doi acești grași, de ei avem nevoie mai mult în alimentația noastră de zi cu zi. Și încă un moment important este că de multe ori în farmacii sau alți producători au în sticle și scrie omega-3, omega-6, omega-9, da? Și de mult mai procură așa să bucuroși că ei procură multe ceva, da, mai multe componente de plânsă, dar trebuie de ținut cont, adică ce înseamnă fiecare din acestea omega și ce luăm noi în alimentație mai mult și ce avem noi nevoie mai mult. Nevoie, da. Fiindcă oricum capsula are o anumită
dimensiuni, da? Și este nevoie neapărat atunci când cumpărăm un omega 3 să studiem ce componenți are, dacă sunt componenții EPA și DHA, în ce cantitate și care este țara de producere și neapărat dacă are etape de curățare. Totodată este important să studiem și ce certificate de calitate are acel produs. Produsele wellness sunt create în Suedia, dar sunt fabricate în Marea Britanie. Automat înțelegem că în spatele acestui produs stau două țări cu o etică de un nivel înalt, da? Și după cum am spus, omega 3 trece și standardizarea, este de două ori pe an, sunt anumite un anumit proces de verificare, da, a calității uleiului din care ulterior se fabrică și uleiul final. Dacă corespunde tuturor normelor. Asta este foarte important și asta se petrece în Germania. Noi știm cât de meticuloși sunt populația din Germania pentru toate detaliile, da? Exact același lucru putem să spunem și despre Suedia și de ce este foarte important să înțelegem de unde procurăm acest omega 3 când dorim să suplinim alimentația noastră, să o îmbogățim cu acești componenți foarte importanți pentru starea noastră de sănătate. Da, și dacă să vorbim de cantitățile de omega-3, dozele recomandate, pentru adulți este recomandat să fie de 600 de miligrame de omega-3 pe zi, iar în capsule care noi le consumăm, da, în 4 capsule se conține 2000 de miligrame pe zi. În schimb, doza recomandată sunt de 2 capsule, restul se presupune că avem o alimentație echilibrată și bogată în tot ce trebuie și restul luăm din alimentație. Însă dacă vrem să remediem o anumită problemă, evident că nu este exclus putem să, la doza zilnică de 2 capsule, să mai adăugăm o capsulă să luăm. Noi, de obicei, oricum folosim complexul, da, de Wellness Pad, în care se conține aceste 2 capsule de omega-3, alături de cea de vitamine și de antioxidant. Și alături de acest pachetel, noi mai putem să luăm o capsulă suplimentară de omega-3 dacă avem careva probleme de piele sau părul este mai fragil sau cade și vrem să-i întărim firul de păr sau eczeme de piele sau perioadele astea cum sunt de viroze și să întărim imunitatea. Pentru că este un supliment la mâncare și rău sigur n-o să ne facă. Dacă să luăm pentru copii este varianta lichidă. Cum am menționat mai devreme, de ce e lichid? Pentru că în varianta lichidă este concentrația de omega-3 este mai mare decât în capsule. Pentru că copiii au nevoie de o doză de omega-3 mult mai mare decât în natură. Și astfel doza zilnic recomandat pentru copii este de 1200 de miligrame. Dacă la adult este de 600 de miligrame, la copii este de 1200. 1200 de miligrame lichid, asta e o linguriță de omega-3. Și echivalentul a 8 capsule de genul. Așa că evident că mai din punct de vedere economic, da, e mai economic să dăm lichid la copii, dar și ca eficiență o să fie mult mai bine varianta lichid. Plus la asta, varianta lichid mai are și compania oferă așa posibilitate de a procura 3 perioade la rând câte o sticlă de omega-3 și a patra să o primim cadou, da? Pentru a avea cel puțin 3 luni de consum zilnic de omega-3, doza recomandată și asta este foarte important,
fiindcă de multe ori apare întrebarea și cât timp trebuie să consumăm omega-3 sau cât timp trebuie să consumăm vitamine, da? Este exact aceeași alimentare, pur și simplu acum sunt foarte mulți medici care recomandă să folosim în alimentația noastră de zi cu zi pește o dată pe săptămână, nu mai mult din cauza calității peștelui care ajunge la noi Moldova. Cu păreri de rău, noi nu avem ieșire directă la mare, unde să putem să mergem în weekend să cumpărăm chiar de la pescuitori, da? Și chiar dacă am cumpărat din larg, viu, sănătos, oricum el, peștele are și anumite impurități, dar dacă să vorbim de peștele viu care este la noi în comerț, atunci ne dăm bine seama că el este crescut în bazine acvatice și hrănit cu, practic, cu aceeași mâncare care sunt hrăniți și pe broiler, da? Și nu are de unde forma acel omega-3, cu toate că în peștele de apă dulce, cantitatea de omega-3 din start, așa este structura lui, este mult mai mică, dar și la noi bazinele acvatice care sunt arendate, sunt crescătorii de pește, dar sunt hrăniți pentru, la fel, pentru sporirea creșterii peștelui într-o perioadă mult mai rapidă, da? Pentru a favoriza veniturile persoanei care dețin peste. Oricum tot ei. Fiindcă știi cum pește oceanic se hrănește și cu alge și cu anumite moluște și anumite insecte bogate în anumite micronutrienți. Când nu poți spui într-un iaz sau într-un râu, un pește are de unde să iei toate aceste microelemente din hrana pe care el o mănâncă. Așa și este. Evident, la produse suplimentare. Da, și nu vorbim doar despre omega-3, dar și în genere despre vitamine și mai ales despre antioxidanți, fiindcă deja este timpul rece și wellness plăcu, da, devine cât mai actual, zilnic, tot mai actual acest pliculeț pentru a fi consumat zi de zi, fiindcă aici se conține acea doză minimă de omega-3, două capsule pe zi, capsula de vitamine și minerale și capsula de culoare mai întunecată este antioxidantul cu extractul de afine, care îmbunătățește atât și vederea, cât și fortifică partea asta de rezistență a corpului față de anumiți factori externi. Eu spun pliculețul inteligent, da? Când nu trebuie să ai o mulțime de borcănași prin prejurul tău, dar am deschis acest pliculeț în fiecare dimineață după micul dejun, l-am consumat și eu știu că mi-am suplinit o parte din nutrienți, fiindcă este foarte important că produsele wellness nu vin doar în calitate de produs, dar este o filozofie de viață unde noi formăm deprinderi noi, atât în ceea ce ține de activitățile noastre de zi cu zi și se încadrează și consumul de apă recomandat zilnic și mișcare și dispoziție bună și multe alte momente. De aceea invităm persoanele care ne urmăresc în proiectul nostru 5 de balans, fiindcă pe parcursul la 12 săptămâni noi avem și diferite teme de instruire și anumite discuții individuale cu fiecare persoană pentru a afla mai multe detalii, care sunt momentele cheie pe care le putem schimba pentru a avea o stare de sănătate foarte bună. Fiindcă noi avem nevoie de o stare de sănătate foarte bună, nu este secret că vârsta medie a populației crește și noi vrem să ajungem într-o vârstă mai înaintată, într-o stare a corpului sănătoasă, da? Să ne bucurăm de cele momente, dar să nu fim povara cuiva sau pentru noi să fim o povară, că am ajuns la o vârstă mai înaintată. Dar știm că lucrurile frumoase... Da. Ajută la creșterea duratei de speranțe de viață a omului.
Fiindcă doar un consum zilnic de omega-3 sau făcut anumite cercetări s-au demonstrat că poate să reducă cu până la 10 ori să reducă riscul de infarct miocardic. Da. Așa că e încă un motiv în plus să fim atenți la alimentație și la ce are nevoie corpul să-i dăm. Numai decât. Și foarte multe persoane spun, ei bine, uite, eu pentru copil am să cumpăr, că este important pentru inteligență, pentru capacitățile lor, da, la școală, nu știu care motiv, da, tot timpul mamele cumpăr în primul rând pentru copii. Dar de câte ori v-ați gândit, mămicile noastre, cât de important este pentru copii starea mamelor de sănătate, fiindcă asta este într-o legătură foarte strânsă. Da. Cum o să faci tu, mare, dacă nu consumi tu, respectiv el o să consume cât îi copil și îi dai tu, dacă când o să crească mare, da. Nu să aibă nici el deprinderea asta de a și fi atent la sănătate. Și din nou va apărea aceeași situație, ei, dar mama mea nu consumă omega-3, eu am consumat cât am fost mic, da? Și ajungem la aceeași situație care este acum. Și este important, noi știm că mereu copiii fac ceea ce văd, dar nu ceea ce li se spune. De aceea primul pas care trebuie să-l facă este, de obicei sunt mămicile, da? Noi asta vedem și după activitatea noastră, după care urmează pas cu pas următorii membri ai familiei și chiar vreau să fac un îndemn pentru toate femeile, fiindcă omega-3 este un component principal, asta este sticluța pentru fetița mea, sunt capsulele și este un moment foarte important, am vrut să vă arăt chiar și culoarea, cât e de frumoasă. Și capsula, da, la fel, este făcută din gelatină de pește, este un produs 100% natural, organic. Și este important ca să implementăm deprinderile sănătoase în familiile noastre și fiecare mămică, fiecare femeie este, de fapt, un ambasador al frumuseții și sănătății pentru familiile lor. Și este un îndemn ca fiecare mămică să fie încurajată pentru a afla ceva mai mult, pentru a citi ceva mai mult. După cum am spus mai sus, acum Google ne oferă această posibilitate fără să ieșim din casă, fără să pierdem timpul prin biblioteci sau în alte resurse, dar să ne putem informa. Sau scrieți-ne nouă și noi neapărat vă răspundem la toate întrebările care apar pe parcurs și vom fi foarte bucuroși să avem noi membri în clubul nostru 5 de balanță. Noi am spus că live-ul de azi l-am planificat să fie cât posibil scurt, compact, de aceea vrem să vă mulțumim celor care ne-ați urmărit și să vă dorim un weekend cât se poate de frumos. Să știți că perioada asta de timp posomorâtă, mai ploioasă, pe foarte multe persoane le afectează ca dispoziție și ca stare de somnolență, dar cei care consumă zilnic omega-3, noi am spus că este chiar și un antidepresant foarte bun, are și așa efect, dar totodată cu îmbunătățirea elasticității vaselor sanguine, noi scăpăm de aceste simptome neplăcute create de timp, fiindcă sunt foarte multe persoane, 70% din persoane sunt persoane care depind de timp de afară. Da. Așa că fiecare din noi putem face o schimbare atunci când suntem hotărâți să o facem și cu siguranță vom găsi și resursele necesare. Da, noi am zis că dacă este scuza de că nu am bani, știți că nu este o scuză, fiindcă ne costă doar atât pentru copiii noștri, doar aproape 9 lei să dăm pe zi, ca ei să le oferim o doză, să fie mai sănătoși. Cu 9 lei putem să alegem fili, luăm ceva nociv, da? Gen chipsuri sau plăcinte sau nu știu ce. Fiile dăm doza de care au nevoie creierașilor și toate celulele din corp. La fel și pentru noi. Alegem să mâncăm ceva nesănătos din 9 lei sau să luăm o porție de sănătate. Așa că vă faceți concluziile dacă aveți resurse sau nu pentru sănătatea voastră. Și
sănătate. Da, da. Cu adevărat, la fel aici apar în evidență alegerile noastre. Alegem să consumăm o cafea în oraș, care costă în mediu de la 20 la 30 de lei, sau alegem să consumăm produsele wellness, care ne fortifică starea de sănătate și să avem sticluța cu apă cu noi în geantă, fiindcă de când consum wellness produsele, chiar am renunțat la cafea, se întâmplă să o consum o dată în lună sau chiar la 2 luni, fiindcă îmi place mirosul foarte mult și adaug și scorțișoară și fac așa o băutură care să-mi aducă anumite emoții pozitive. În rest, odată cu folosirea produselor wellness, se modifică foarte mult gusturile și automat selectăm fructele, legumele, cerealele, cu totul alte produse în alimentația noastră zilnică. De aceea, faceți un pas mic, începeți cel puțin să consumați omega-3 și deja veți vedea anumite schimbări pozitive în starea de sănătate a tuturor membrilor familiei. Familii sănătoase vă dorim tuturor și un weekend cât mai plăcut! Mulțumesc, da. Adriana! Ne-am descurcat în timp record, da? Da, probabil. Pa, pa. O zi bună! O zi bună!